добрый день. У нас сегодня интересная тема. Приветствую всех коллег, экспертов. Господин министр, приветствую вас на заседании Клуба экономической прессы. Журналисты еще подтягиваются понемножку, не очень пунктуальны, видимо, пробки в городе. Презентацию можно делать на любом языке. Как бы мы работаем на двух языках, на каждом как удобно. Вот. Мы сегодня обсуждаем бюджет налоговую политику на ближайшие три года, который подготовил Министерство финансов, подготовило и опубликовало для публичных слушаний в начале октября. И прежде всего акцизную политику по основным направлениям. Я предоставляю слово господину министру. Добро пожаловать. Bună ziua, stimați colegi. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această întrunire, pentru noi foarte importantă și sunt sigur că interesantă. E ceva mai puțin ordinar, ceva neobișnuit în formatul întrunirii, de la care deja am început a uita motivul COVID-ului, suntem convocați toți împreună, un format chiar puțin extravagant în această perioadă, dar e foarte plăcut. Deci ne aducem aminte de emoții, să ne vedem ochii și așa, toate reacțiile, așa cum ele sunt, nu doar în online. Pentru aceasta vă mulțumim foarte mult. Deci, stimați colegi, înainte de a, cu permisiunea dumneavoastră, oferi cuvântul domnului secretar de stat Dorel Noroc, care să facă prezentarea celor obiective pe care le-am propus pentru discuții societății și mediul de afaceri privitor la politica fiscală și vamală pe anul 2021 și posibil cu prelungire și pe anii ulteriori. Deci eu, cu permisiunea dumneavoastră, o să încerc puțin să dau ceva cifre macroeconomice, bugetare, pe rezultatele a 9 luni 2020. De fapt că aceasta este temelia de discuții pentru anul viitor și în continuare. Deci pentru anul 2020 știți că din start a fost aprobat acel buget care a fost discutat foarte mult la sfârșitul lunii decembrie anului precedent. În acel buget era reflectat un deficit în mărime de 3,25%, în sumă totală de 7 miliarde 600 milioane lei. Din start așa era planificat, foarte mult discutat, cu multe critici, precum că deficitul unu este mult prea mare, dar guvernul a mers conștient la acest pas, având intenția, de care, apropo, nu ne-am dezis nici acum și, de fapt, considerăm că a fost, până la urmă, un pas foarte bine calculat și corect până la urmă. Intenția a fost de a aloca surse bugetare majore pentru a face investiții capitale din contul bugetului de stat. Deci bugetul de stat să devină ca o sursă de finanțare pentru activitatea economică în țara noastră. Și în mod special era vorba de infrastructura drumurilor, cineva le cataloga ca proiecte politice. Eu mă uit altfel la aceste lucruri, nu e vorba de politică, este vorba de bunăstarea cetățenilor, impuls pentru activitatea economică propriu-zisă a dezvoltatorilor acestor proiecte și trei, asta e crearea acelei infrastructuri care cât de cât să facă Republica Moldova mai atractivă pentru viitorii businessmeni care ar dori să-și dezvolte afacerea în Republica Moldova. Dar începând cu luna, și apropo, primele două luni, cunoașteți cu toții, sunt convins cu toții, cunoașteți, două luni, lucrurile, din punct de vedere bugetar, au mers foarte bine, deci fiecare lună și ianuarie și februarie am avut supraexecutare la partea de venituri, era așa un buget deja foarte optimist, noi deja începeam a ne gândi ca în vară să venim cu o rectificare de buget în majorarea cheltuielilor și sporirea veniturilor. Deci asta era dispoziția de lucru în cadrul Ministerului Finanțelor, în cadrul Guvernului, dar aceasta a fost până la mijlocul lunii martie. În martie deja noi am început a resimți efectele pandemiei, au fost primele amânări de plată la anumite impozite, au fost primele decizii de restricționare activității economice și în aprilie noi deja chiar am resimțit din plin efectele acestei pandemii. Vorbesc, am resimțit din punct de vedere bugetar. Eu acum mă refer doar la efectele bugetare. Dacă e necesar să vorbim și aspect social și sănătate publică, sunt gata și acolo să vorbesc, dar acum mă refer la impactul bugetar. Și în aprilie am avut o lună de
Pot să-i spun chiar de șoc pentru noi toți. Deci veniturile bugetare au scăzut în mediu cu 30% față de aprilie 2019. În așa circunstanță, desigur, toate acele viziuni, perspective, optimismul care îl aveam la începutul anului a fost schimbat cu așteptări negative și așteptări negative nu doar la nivel de guvernare, dar cel mai important și cel mai sensibil, cel mai valoros ce poate să fie pentru țara noastră, așteptările negative au început a apărea la nivel economic. Deci business-ul a început a se comprima și nu doar ca urmare deciziilor Comisiei situației excepționale la acea etapă, dar a început a se comprima datorită evoluțiilor economice negative regionale și mondiale. Deci așteptările au început a deveni cu totul altele. Business-ul a început a se reformata în sensul de a se închide într-o găoace de protecție pentru a păstra nucleul cel care este posibil de păstrat. Dar careva programe de dezvoltare, de extindere, ele practic au fost cam comprimate. Deci asta a fost realitatea lunii aprilie. Și cum am mai spus, atunci bugetul a simțit un șoc la venituri de minus 30%. Ca un ajutor la acea etapă binevenit până la urmă care a fost debursarea pe data de 27 aprilie 2020 a tranșei de asistență financiară de urgență din partea Fondului Monetar Internațional, 239 milioane de dolari. Noi chiar pe parcursul lunii aprilie și mai am convertit circa 40 milioane de dolari în lei și i-am îndreptat la consumuri bugetare, deci asta era acel, iertați-mă, să spun posibil cu rusim, acel lag de plăți care l-am simțit în perioada de vreo 10 zile. Cam aceasta a fost șocul, este cel mai puternic bugetar. Ulterior, în luna mai, deci lucrurile puțin s-au ameliorat, noi deja am ieșit la minus 15%, mai 2020 față de mai 2019, în iunie am ieșit deja cu plus, dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, a fost un plus așteptat și prognozat. El a fost datorat în mare parte la faptul că prin decizia Comisiei Situației Excepționale au fost transferate termenul de achitare a impozitului pe venit de la 25 martie 30 aprilie către 25 iunie. Și în iunie au venit sumele cele totuși a impozitului pe venit care erau și situația a rezultat în plus la venituri 2020 față de 2019. În iulie-august deja astfel de transferuri de date de achitare nu au fost și iulie-august noi deja putem să spunem, să vorbim real. Deci, eu spun, sunt luni comparabile cu anul precedent. Iulie a ieșit, parmesc, minus 3, august deja a ieșit pe 0. Deci, undeva, iată aici, noi suntem în anul 2020, deja cam la nivelul anul 2019. Cineva poate spune că asta e bine, cineva poate să-i spui că e rău, deci diferite puncte de vedere sunt. Din punct de vedere bugetar, eu consider că s-ar putea și mai bine, că așteptările și dorințele noastre a tuturor ca societate sunt mai mari decât nivelul anului 2019, dar și necesitățile de finanțare impuse de răspândirea pandemiei tot sunt mai mari, cheltuielile în domeniul sănătății publice, educației, asistență socială au crescut brusc, asistență în domeniul agriculturii, apropo, știm că în anul acesta Republica Moldova, în afară de pandemie, s-a suprapus și criza secetei. Deci asta tot au necesitat cheltuieli considerabile din buget pentru cât de cât ameliora situația pe cea dimensiune. Deci, din punct de vedere bugetar, situația, nu pot să-i spun că este una strălucită și chiar e conform așteptărilor noastre, noi ne-am dorit și mai mult și mai bine. Dar dacă e să facem o corelare cu evoluția economică în Republica Moldova. Deci noi asistăm la un fenomen care eu cred că cineva cândva o să-i dea și aprecierea la justă valoare. Deci din start bugetul când a fost planificat pentru anul 2020, după cum cunoașteți, el s-a bazat pe un calcul, o creștere macroeconomică de 3,8% a produsului intern brut în anul 2020. În luna aprilie-iulie bugetul a fost rectificat în minus, știți că a fost minus la venituri și minus optimizări de cheltuieli și el a fost recalculat la o descreștere a produsului intern brut de 4,5, deci minus 4,5% din PIB. Eu
descreștere foarte pronunțată și foarte așa de amploare pentru economia Republicii Moldova. Păi iată, până la urmă, noi deja cu toții știm cifrele pentru trimestrul 2 și pentru primul semestru anul 2020. Deci reamintesc că trimestrul 2 anului 2020 s-a soldat cu o descreștere economică nominală de minus 14% a produsului intern brut, iar pe primul semestru, chiar ținând cont de corectările sezoniere, avem o descreștere a produsului intern brut de minus 7,1%. Deci observăm că descreșterea PIB-ului este și mai profundă decât acea care a fost reflectată în rectificările din aprilie și iulie a legii bugetare. Pe acest fundal a crescut brusc deficitul bugetar. Dacă la început de an eram expuși criticilor pentru deficitul de 7,6 miliarde lei, acum practic toți au acceptat deficitul de 16 miliarde lei și, apropo, asta se referă nu la Republica Moldova, dar așa situație este în majoritatea țărilor din regiuni care sunt lovite de crize și deja ar trebui să atragem atenția la faptul că s-a schimbat și mesajul din partea organismelor financiare internaționale. Deci dacă la începutul pandemiei se punea accentul cu haideți, găsiți programe de asistență socială, dați bani, susțineți pătrurile vulnerabile, deci așa, acesta era mesajul, dați, 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 finanțați, finanțați, finanțați. Acum mesajul este altul, deci mesajul este trebuie de continuat proiectele investiționale, trebuie de alocat investiții capitale din buget, deci e altceva. Deci nu-i doar cheltuieli de consum curent, dar sunt cheltuieli mai mult investiționale de susținere a sectorului real a economiei. Deci eu înțeleg că în această situație, paradigma aceasta, viziunea aceasta s-a schimbat ca urmare a faptului că s-a conștientizat că criza nu este una scurtă. Și nu va fi 3-4 luni COVID și ulterior va fi bine. Deci se înțelege că deja această criză o să fie de ani de zile. Dar pentru a face față acestei crize pe parcursul ani de zile, nu este posibil și nu este corect doar să faci alocații sociale, indemnizații și să menții ceva acolo, un nivel de consum cât de cât la un nivel minim. Deci asta nu este suficient. Sunt necesare, absolut necesare, pârghii de susținere economică a țării, nu doar a consumului, dar și a sectorului real a economiei. Și de ce mesajul s-a schimbat? Respectiv, foarte multe țări au început a-și crește deficitul bugetar pentru a menține partea de cheltuieli, inclusiv cea investițională. Și apropo, acest lucru noi l-am resimțit acum și în ultimele discuții care le-am avut cu colegii de la Fondul Monetar Internațional, deja abordarea este alta. Deci spune, da, investiții, ok, ele trebuie finanțate, sectorul economic trebuie susținut, infrastructură, alte proiecte, hai, suntem gata de discuții. Vedem unde investim banii bugetari, care sunt limitați, dar să meargă la investiții. Acum mă întorc la acel fenomen care, eu cred că, încă posibil ca să fie discuții, eu cred că să fie discuții pe seama acestui fenomen. Deci observați că produsul intern brut este într-un piche de scădere foarte așa accentuat, dar totodată veniturile bugetare sunt la nivelul anului trecut. Deci cam așa. Deci este o disensiune, așa, un disbalans dintre aceste cifre, deoarece noi, din start, atunci când s-a început criza, am calculat că un procent, un punct procentual de creștere sau de descreștere din produsul intern brut a Republicii Moldova ar însemna în jur de 750 milioane lei venituri bugetare, sau cu plus sau cu minus, depinde cum. Acum avem PIB-ul în descreștere 7%, dar veniturile nu au căzut atât de tare cum calculam noi atunci. Deci s-a întâmplat pe această perioadă un fenomen care noi deja începem a-l sesiza, dar nu ne grăbim să facem aprecieri că ce s-a întâmplat. Deci la noi a scăzut PIB-ul în cea mai mare parte din contul economiei neformale. Deci acolo a fost partea aceea care a scăzut cea mai tare. Dar economia formală totuși a reușit cât de cât să reziste la un nivel de plutire, nu-i spun mai bine sau mai rău ca în trecut, dar este la nivelul de plutire. Și iată aici, noi avem această discrepanță de cifre.
Fiecare trebuie să aibă părerea proprie, cineva poate spune că rău, cineva poate să-i spune că bine. Din punct de vedere bugetar de administrare fiscală, VAMAL, eu cred că asta e ok, deci asta e ca un compliment sistemului nostru de administrare, dar din punct de vedere bugetar, cum am mai spus, nu mă grăbesc să mă bucur, noi am dorit și mai mult să fie. Deci asta e situația la moment. Deci acum cu 9 luni de zile. Deci 9 luni de zile sunt deja contabilizate, cifrele le avem, eu o să vă spun doar câteva cifre ca să ulterior să trecem la politica fiscală pe anul 2021. Deci, la situația din 30 septembrie, vorbesc de bugetul public național, nu o să mă refer la toate componentele bugetare, la venituri avem executat 44,6 miliarde lei, la cheltuieli 49,9, 50 de miliarde lei. Deficitul de 5,4 miliarde lei îl avem înregistrat la data de 30 septembrie. 5,4 miliarde dintre acele 16 care sunt planificate în legea bugetară. Deci noi avem încă un deficit destul de mare pentru realizare. Este adevărat că începând cu luna octombrie, deficitul o să fie cu mult mai pronunțat. Luna octombrie s-au început cheltuielile mari și așa în fiecare an. Nu doar că e, cineva poate spune că e companie electorală. Nu, nu e. Nu, posibil că este și aici impactul acesta, dar nu e acesta cel mai important. Octombrie, noiembrie, decembrie sunt lunile când se fac cele mai mari cheltuieli din buget. Așa a fost tot timpul. Respectiv, deficitul în următoarele 3 luni o să fie mai mare. Și o să fie cumulat la cele 5,4 miliarde care este constatat la data de 30 septembrie. În această situație, Ministerul Finanțelor, conștientizând că în următoarele luni deficitul o să fie cu mult mai mare, ne-am străduit, ne-am pregătit de aceste cheltuieli. La data de 1 octombrie, în conturile bugetare administrate, trezoreriale administrate de Ministerul Finanțelor, erau la bugetul de stat în jur de 4 miliarde lei disponibili, dintre care, aici este foarte important, eu cred că dumneavoastră, eu sunt deschis și zdător să vă spun acest lucru, dintre care sunt 144 milioane dolari și 31 milioane euro, ăștia sunt banii care i-am primit din FMI încă în aprilie, la începutul anului. Deci noi de acolo, dintre cei 240 de milioane de dolari care i-am primit, am convertit doar 40. Restul i-am ținut ca o pernă de rezistență și așa, o pernă financiară de siguranță care să ne asigure funcționalitatea statului și sistemului bugetar în orice circunstanță. Și eu consider că am procedat corect. Dacă cineva mă întreba, eu consider că a fost un angajament corect din partea guvernului să nu cheltuim repede cu orice preț acești bani. Acum noi intrăm în luna octombrie, noiembrie, decembrie pregătiți, deci noi având perna cea de siguranță, noi sigur că o să plătim, o să facem față la toate conturile care o să fie înaintate către plată. Și mai mult ca atât, noi trebuie să asigurăm și un sold pentru a intra în anul viitor. În anul viitor vorbesc despre faptul că în primele două săptămâni a fiecărui an, anul 2021 nu o să fie excepție, venituri bugetare practic nu sunt, două săptămâni, economia toată în stagnare. Dar cheltuieli sunt. La începutul fiecare luni trebuie de plătit prestațiile sociale, pensiile, salarii. Aceste cheltuieli foarte mari, ele se estimează în jur de 2 miliarde lei care trebuie din start de plătit în primele două săptămâni. Deci, noi trebuie să asigurăm, înseamnă că la 1 ianuarie 2021, cel puțin un sold bugetar de 2 miliarde lei, ca să putem să facem față la cheltuieli care ne așteaptă pe viitor. Deci am vorbit de bugetul de stat, solduri, cineva poate spune, păi bine, bugetul de stat, dar mai sunt și alte componente bugetare. Vreau să spun că toate componentele bugetare aveau solduri în conturi. În mod special vreau să mă refer la bugetele locale care la data din 1 octombrie aveau în conturi peste 1 miliard 800 milioane lei. Solduri disponibile, bani lechizi în conturi. Deci asta ne inspiră un optimism că totuși sistemul bugetar până la finele anului va fi unul echilibrat, fără careva stresuri la onorare cărorva obligațiuni financiare. Deci asta este foarte important pentru noi toți și eu cred că mesajul acesta din partea mea a fost argumentat cu cifre care îl înțelegeți și o să puteți să-l folosiți deja în activitatea dumneavoastră.
Cam asta este situația la zi. Cu privire la finalizarea anului, încă o cifră vreau să vă spun. Noi deja suntem conștienți, vedem cam cum se cheltuie banii din buget și noi înțelegem, cred că nu toate mijloacele financiare planificate vor fi consumate, respectiv deficitul la finele anului va fi unul mai mic decât acel care este planificat. El e 16,9 milioane lei la bugetul de stat, dar dacă să luăm public național, e planificat 17,5 miliarde. Acolo intră și Compania Națională de Asigurări Medicină. Deci, cheltuielile o să fie mai mici, deci asta ne dă posibilitate să încercăm să adunăm soldul de mijloace necesar pentru a intra în anul viitor. Aici, posibil că anticipez careva întrebări, deci în ceea ce am vorbit până acum, deci nu este reflectat creditul rusesc, 4 miliarde, care negocierile continuă, nu este reflectat prima tranșă de la Fondul Monetar Internațional, 1,66 miliarde, care este planificat în buget, și nu este reflectat prima tranșă din finanțare din partea UE, Omnibus, 50 de milioane de euro. Aceste plăți încă nu au venit în buget, ca suport bugetar, deci noi până acum ne-am descurcat, practic, cu forțele proprii și cu 40 de milioane de dolari convertite din banii Fondului Monetar și 30 milioane de dolari de euro, încerc scuze, care am primit la Uniunea Europeană, 20 împrumut și 10 grant în vara anului curent. Cam aceasta e situația cu datorie externă. Datorie internă. În buget este planificată finanțarea netă din plasarea valorilor mobiliare de stat în sumă de, în bugetul rectificat, 5 miliarde 895, pare-mi că această cifră, ultima cifră. Noi la ziua de azi avem pe net, plasate valori mobiliare de stat, peste 5 miliarde, 5 miliarde 100. Deci, mergem în grafic, eu cred că până la finele anului o să atingem această cifră care cineva poate să spui record, de plasare valorilor mobiliare. Asta e situația. Sunt gata la întrebări. Dacă îmi permiteți, atunci transmitem cuvântul domnului Dorel Noroc. Господин Нарок, мы все-таки собрались по президенту. Спасибо вам, господин министр, за 9 месяцев, результаты 9 месяцев. Надеемся, что бюджет справится со всеми вызовами. Господин Нарок, мы собрались здесь по поводу фискальной политики, по акцизной политике, которая будет на ближайшие 3 года, возможно. Ваша презентация. И у нас технический вопрос есть. У нас есть 2 микрофона, которые работают по 2 линиям стола. И по регламенту я прошу брать мнение на максимум на 2-3 минуты. Спасибо большое. Prezentație, da. Da, eu vă mulțumesc mult, eu o să încerc să-mi comprim la maxim prezentarea, astfel încât să lăsăm mai mult timp pentru discuții, reflecții vis-a-vis de document. Doar câteva cuvinte legate de proces. Anul acesta, Ministerul a decis să meargă pe o variantă de procesul politicii fiscale, pe variantă mai originală, atunci când se înaintează un document de politici, nu un proiect de lege, în care sunt descrise măsurile care se propun și acest document, cum și vedeți, a fost propus prin consultări publice și este dezbătut foarte intens. Eu chiar acum mă gândeam că nu știu dacă am avut ocazia în lucru sau chiar în viață să fac o prezentare de foarte multe ori. Asta denotă faptul că procesul de consultări în cazul dat a fost unul destul de adecvat. Desigur că ne-am fi dorit ca acest proces de consultări să aibă loc în luna aprilie-mai. Din păcate, pentru noi toți aceste planuri s-au schimbat și tot efortul nostru în perioada aprilie-mai a fost focusat pe crearea celor 3 programe. Dacă ne referim exclusiv la competențele Ministerului Finanțelor, 3 programe. Programul de subvenționare a plăților pentru șomaj tehnic și staționare, programul de subvenționare a dobânzilor și programul de rambursare a TVA, programe care sunt în derulare. Actualmente sunt deja cheltuiți peste 120 de milioane pe aceste programe și vedem o intensificare mai sporită pe programul de subvenționare a dobânzilor și programul de rambursare a taxei pe valoare adăugată. O să merg foarte succint și cât mai comprimat pe măsurile care sunt în document, în ordinea impozitelor care sunt expuse și în codul fiscal.
Mă refer în primul rând la impozitul pe venit, impozitul pe venit persoane fizice în special. Vorbim de scutiri personale. În anul 2018 a fost o reformă esențială în domeniul impozitării persoanelor fizice, în special instituirea cotei unice de 12% și majorarea sau chiar dublarea scutirilor personale până la nivelul de 24.000 de lei. Anul acesta, pentru anul viitor, se propune creșterea cu 5%, ceea ce înseamnă o scutire personală de 25.200 și celelalte scutiri pentru persoane întreținute care sunt cu dizabilități, spre exemplu, de la 18.000 la 18.900, o creștere mult mai esențială pentru persoanele întreținute, și vorbim în special de copii, pentru că ei sunt catalogați în cazul dat, dar nu doar copii, sunt și persoane mai vârstnice care sunt calificate ca întreținute, o creștere pronunțată de la 3.000 la 4.500, ceea ce înseamnă că această măsură este orientată către, în primul rând, familii. Și o altă măsură în acest, pe acest domeniu este legată de scutirea soț-soției, care astăzi și-a rămas la un nivel neschimbat în 2018 de 11.280. Se propune că această scutire să fie anulată. Intenția este ca discutiri personale să beneficiază persoanele care activează, ori în cazul în care soț sau soția activează, și asta este scopul nostru, să încadrăm la maxim în câmpul muncii, atunci această persoană sau această familie urmează să beneficieze de 24.000 fiecare dintre soți. Asta este scopul acestei măsuri. O altă propunere ce vizează impozitarea veniturilor ține de uniformizarea cotelor de impozitare. Este o chestie care aduce mai multă simplitate, pentru că ne asigurăm că toate veniturile sunt impozitate la o cotă standard, vorbim în special de 12%. Asigurăm că nu există chestii de optimizări fiscale prin care veniturile se sustrag în mod legal sau paralegal, să spunem așa, la cote mai mici, că atunci când în sistem există cote diferențiate, apar tentații și nu este o chestie de concurență loială. Sistemul fiscal categoric trebuie să fie neutru în ceea ce ține de concurență loială, iar concurența trebuie să bazeze în special pe chestii pur economice. Din motive investiționale și sociale, se propune ca veniturile din dividende, gospodării rănești și vânzarea producției agricole să fie stabilit cota de 50% de cota standard, adică 6%. Un alt moment important vizează impozitarea veniturilor financiare și în special la dobânzile pe care le permesc persoanele fizice. Actualmente, la ziua de astăzi, avem o scutire a acestor venituri. Această scutire a fost acordată pe o perioadă determinată, fiind prelungită de mai multe ori. Anul 2020 a fost ultima oară, s-a prelungit cu un an pe parcursul anului 2020. Cred că prin aceasta noi am dat un semnal clar că începând cu 1 ianuarie 2021 aceste venituri urmează să fie impozitate. Este o chestie de obligație morală și constituțională ca noi toți, indiferent de sursa veniturilor, atunci când obținem venituri, să contribuim prin impozite și taxe la finanțarea cheltuielilor publice de care noi toți beneficiem. Dacă nu am face nimic pe acest segment, nu am face nicio modificare, atunci impozitarea ar urmea să aibă loc cu 12%, ceea ce se întâmplă și în majoritatea țărilor, inclusiv și în România, se aplică cota standard de impozitare. Noi propunem pentru a nu crea anumite mișcări în sectorul bancar sau cumva să influențăm, să aplicăm o cotă de 3%. Această cotă urmează să aibă loc prin reținere finală. Nu există nicio obligație a persoanei fizice de a declara sau raporta aceste sume, atunci când banca achită aceste sume, aceste dobânzi, atunci ea reține un impozit de 3%. Un alt moment cu caracter investițional pro-business vizează dividendele și reținerea de 6% a dividendelor.
Astăzi, atunci când se repartizează între companii aceste dividende, în special vorbim de companii mamă, companii fică, se reține 6% dividende, mai departe compania mamă, când repartizează la rândul său dividende, iarăși aplică 6%. Deci ei se propune ca pe acest lanț de repartizare sau distribuire a dividendelor să aibă loc o singură reținere, o singură dată și să aibă loc la etapa finală. Fapt pentru care se propune ca reținerea de 6% să aibă loc atunci când se distribuie câte persoanele fizice, ea de fapt fiind și finalul sau beneficiarul final acestor venituri, și către persoanele, către nerezidenți, pentru că asta tot sunt din perspectiva Moldovei, este etapa finală de redistribuire a dividendelor. De asemenea, aceste propuneri urmează să stimuleze ca companiile să rețină cât mai mult mijloacele financiare la nivelul companiilor, ori atunci când ele se află la nivelul companiilor, ele de obicei sunt redirecționate în scopuri investiționale. Un alt subiect foarte intens discutat încă din luna ianuarie, l-am început o discuție foarte intensă, vizează taxa pe valoare în agricultură. Actualul mecanism de 8% a vânzării producției agricole și situația când agricultorii achit pentru procurările de producție agricolă 20% este unul care nu asigură competitivitate, dar chiar un dezavantaj pentru producția agricolă autohtonă. Este o chestie demonstrată matematic. Discuții pot fi multe, dar cifrele sunt cele care spun. Astăzi agricultorii au sume spre deducere sau cele sume trecute în cont care trebuie să le spunem direct, ele sunt datorii ale bugetului către agenții economici, în loc ele să fie numerar mijloace financiare, ele sunt în bilanțurile agricultorilor ca datorii. Și aceste datorii, din păcate, sau cu regret, ele nu sunt și la importatori. Astăzi importatorii beneficiază de acea cotă TVA de 8%. Ceea ce înseamnă că agricultorii, pe această perioadă cât a fost acest mecanism, ei au avut un avantaj. Poate nu a fost sesizat, dar el a fost un avantaj necompetitiv. Tot această problemă, noi vrem să o transformăm invers, dintr-un dezavantaj într-un avantaj, când acele sume care s-au adunat de 10 ani să fie rambursate agricultorilor în următoarele perioade, într-un mod treptat, iar formula pe care noi o propunem atinge exact acest scop. 12% o cotă la îngrășăminte și fertilizanți, adică diminuarea de la 20 la 12 și o cotă de 12% la producția agricolă, care astăzi este cu 8%. Iată, acest mecanism, doar pe componenta de îngrășăminte și fertilizanți, ar trebui din acei 1,8 miliarde de lei acumulați în cont, peste 200 de milioane de lei să fie alocați agricultorilor, iar în timp această sumă urmează să se diminueze. De asemenea, agricultorii urmează să încaseze și mai mult, având în vedere 12%, plus acest moment avantajează foarte mult exporturile, pentru că suma posibilă rambursării crește cu 50%. Astăzi noi rambursăm 8% din valoarea exportului. Dacă această propunere va fi adoptată, se va rambursa 12% din valoarea exportului. De fapt, această măsură este un succes, aș spune eu, în procesul de consultare publică, pentru că ea a derivat dintr-o consultare intensă pe care am avut-o cu asociațiile de producători agricoli. O altă măsură vizează facilitățile fiscale. Este un subiect de interes pentru Ministerul Finanțelor și urmează, avem și o asistență de la FMI, să facem o analiză mai comprehensivă pe facilitățile fiscale, dar pentru acest document de politici ne propunem să anulăm facilitatea care se acordă întreprinderilor, societăților nevăzătorilor, societăților sursilor, societăților invalizilor. Aceste companii astăzi beneficiază de scutire de TVA la importul materiei prime și de scutire de TVA sau de scutirea de plată TVA pentru servicii pe teritoriu atunci când se raportează serviciile fiscale de stat. De fapt, această facilitate nu este corelată bine cu scopul sau cu obiectivul propus, și anume încadrarea persoanelor cu dizabilități în muncă, și mărimea acestuia nu depinde de numărul de salariați.
și este acordat doar al un număr mai limitat de întreprinderi. Ceea ce ne propunem noi, să anulăm această facilitate și să acordăm o subvenționare în mărimea impozitelor salariale pe care le achită pentru toți agenții economici care încadrează sau în muncă persoanele cu dizabilități. De fapt, eu cred că această măsură va demonstra că acele politici bazate pe subvenționare sunt mult mai bine direcționate, mult mai bine își ating scopul și banul public este cheltuit într-o manieră mult mai eficientă și transparentă. Încă o dată menționez toate companiile. În cazul în care angajează o persoană cu dizabilități, impozitele salariale vor fi subvenționate, dar într-o limită nu mai mare, noi ne propunem lunar de 2500 lei pentru a nu crea anumite optimizări. Accizele, foarte rapid, noi am stabilit pe o perioadă de 3 ani accizele, o chestie salutabilă de către mediul de afaceri pe care o resimțim, și, atât pentru mediul de afaceri, de fapt, cât și pentru buget, pentru că ne planificăm veniturile pe 3 ani. Cotele accizelor pentru principale categorii, produse din tutun, produse alcoolice, produse petroliere, vizează sau sunt determinate în baza la următorii factori. Maximizarea veniturilor la buget este și principala sursă de creștere veniturilor, reducerea treptată a consumului, angajamentele RMUE și cotele în țările vecine. Reșind de toți acești patru factori, pentru produsele din tutun, o creștere a accizelor cu 15%, pentru produsele petroliere, se propune creșterea în mărimea PIB-ului nominal, 9%, și pentru produsele alcoolice, având în vedere că deja și avem atins nivelul minim european, o creștere de 5%. Următorul moment vizează autoturismele și în special autoturismele așa numite deluxe, cu o valoare mai mare de 600.000 de lei. Urmează să propunem creșterea acelui acciz ad valorem cu 50%, în cazul dat politica fiscală se manifestă prin funcția sa de redistribuire a veniturilor de la cei care au un potențial sau o capacitate mai mare de contribuții și prin intermediul politicilor bugetare către cei care au nevoie mai mult. Un subiect foarte intens discutat în societate și în discuțiile pe care le-am avut cu asociațiile mediului de afaceri vizează taxa rutieră și includerea acestor în acces la produse petroliere. Trebuie să recunoaștem că părerile sunt foarte împărțite, sunt și pro și contra. Principalul obiectiv ce a stat la bază sau raționament de a propune acest concept în documentul de politici este faptul ca să asigurăm cetățenii, agenții economici au senzația, și asta este important pentru toate tipurile de impozite, au senzația că mărimea taxei care o achită, ea este una corectă, și este determinat fie de capacitatea lui de a achita, de veniturile sale, fie de gradul de utilizare a serviciului public, în cazul dat, infrastructura drumurilor. Ori, această propunere anume asigură că cât mai mult utilizăm infrastructura drumurilor, în speță consumăm produsele petroliere, cu atât și taxa rutieră urmează să fie mai mare. Noi am limitat acest subiect la nivelul de a schimba mecanismul de încasări, nu știu de a schimba mecanismul de cum se cheltuie acești bani. Cum s-a cheltuit până acum, inclusiv și către autorități locale, în aceeași manieră ar urma, dacă va fi adoptată această propunere, să fie în continuare cheltuit. Acele sectoare care nu utilizează infrastructura drumurilor, și vorbim în special de agricultură, propunerea este ca exact în aceeași mărime care urmează să o suporte urmare majorării prieselor, exact aceeași mărime să fie majorat fondul de subvenționare, astfel încât agricultorii să nu simtă această măsură. Un alt subiect de asemenea interesant și conceptual ține de eliminarea prohibițiilor mijloacelor de transport. Ce este la baza acestui propuneri? Prin definiție, în legislația națională și în speță vorbim de în special legislația vamală, nu trebuie să existe anumite prohibiții sau interdicții, mai ales atât timp cât aceste bunuri se permite spre circulație pe teritoriul țării, dar schimbarea comportamentului persoanelor fizice sau agenților economici de a utiliza un anumit bun în dependență de impactul ecologic sau alt impact, el trebuie făcut prin mecanismul de taxare. Iată de ce noi propunem
eliminarea acestei prohibiții concomitent cu instituirea unui mecanism de taxare care să stimuleze toți contribuabilii să procure mașini mai noi. Astăzi chiar suntem în discuții intense cu Ministerul Economiei și deja avem pe masă un regim de taxare bazat pe standarde euro. Aici mă refer în special la autocamioane și autobuze. Acesta este regimul care se aplică în majoritatea țărilor. De fapt, această prohibiție, scopul ei a fost ca să asigurăm o ecologie și o securitate în circulația rutieră mai sporită, dar cifrele arată că urmarea acestei măsuri, și mă refer în special la transportul de pasageri, astăzi noi avem foarte puține mașini importate până la 10-7 ani și avem foarte multe mașini care circulă peste 20 de ani. Practic, aceea e chestie de mijloc sau înlocuirea mașinilor 20-30 de ani cu mașini de 15-12 ani nu a avut loc și asta se vede cu ochii liber, în special în transportul interurban. Un alt subiect conceptual vizează sistemul de taxe locale și aici o să-l iau totul în complex. Sunt câteva măsuri și este important că aceste măsuri să fie analizate în complex și nu individual. Prima, ține de impozite pe bunuri mobiliare, anularea reducerii de 15% a impozitului pe bunuri mobiliare. Această facilitate deja și-a atins scopul de o conformare fiscală, dar anularea acestui va crește veniturile autorităților locale. 2. Vizează plafonarea taxelor locale. Este subiect în special pentru a asigura predictibilitate pentru mediul de afaceri. O să mă repet și de multe ori am mai spus. Cel mai grav ce poți să-i faci un agent economic, să-l pui în incertitudine cu politica fiscală. 2. Vizează eliminarea unor taxe locale care nu au caracter fiscal sau au un randament extrem de mic. Și următorul aspect vizează acordarea drepturilor autorităților locale de a stabili taxe locale pe care ei le doresc, dar aceste taxe nu sunt fiscale, dar sunt plăți pentru prestarea unui anumit serviciu. Cel mai elocvent aici este taxa de parcaj. Ea astăzi este în codul fiscal, dar ea nu este o taxă fiscală și mai mult că atât nici nu este administrată și nici nu poate fi administrată decât serviciul fiscal de stat. Este o taxă pentru un serviciu, chiar dacă ea este scoasă din codul fiscal și este propus ca acest mecanism, autoritățile locale vor avea dreptul să stabilească această taxă. Ideea principală că această taxă fie achitată de către persoana care beneficiază de serviciu. Și tot procesul de administrare urmează făcut de către autorități locale. Următorul moment vizează sistemul profesiilor juridice. Foarte, foarte rapid. Astăzi aceste profesii contribuie într-o mărime mai mică la bugetul asigurării sociale dacă comparăm cu salariații și corelativ beneficiază de o prestație socială foarte mică, pensia minimă și ajutorul de deces, ceea ce nu asigură o protecție socială acestor persoane. Propunerea noastră este ca să fie majorată contribuția socială concomitent cu acordarea tuturor spectrelor de servicii pentru aceste servicii sociale, mă refer, prestații sociale și anume pensia, care urmează să fie calculată din venitul asigurat, indemnizația de maternitate, indemnizația de creștere a copilului, incapacitatea de boală, toate, absolut toate prestațiile sociale. Următorul aspect vizează taxa pentru poluarea mediului. Suntem focusați și acum concentrați pentru a institui un mecanism de subvenționare a agenților economici care colectează și reciclează ambalajele. Chiar ne gândim și pentru alte deșeuri, nu doar pentru ambalaje, această subvenționare urmează să aibă loc în dependență de cantitatea de ambalaje reciclate și colectate și reciclate. Și un subiect care l-am propus spre discuții vizează eliminarea taxei de mediu, plata pentru emisiile de poluanți ale sușilor staționare și plata pentru diversările de poluanți, având la bază raționament pentru a achita aceste plăți, agenții economici cheltuie mai mulți bani pentru a asigura raportarea acestor plăți, pentru că este nevoie de elaborat anumite studii. Un alt aspect, creșterea administrării, capacității administrării fiscale și vamale, și ne referim aici la
diminuarea pragurilor valorice a contrabandei care cade sub legislația penală pentru a asigura o capacitate mai puternică a serviciului vamal. Aceeași situație se va propune și pentru evaziunea fiscală și o altă măsură, aplicarea unor mărci pentru produsele din tutun și băuturile alcoolice care sunt importate în regiunea de est a țării pentru a asigura o trasabilitate acestor sau o evidență acestor mărfuri. Un alt subiect care vizează mai mult aspectul instituțiilor publice, dar am convingerea că se va reflecta pozitiv asupra mediului de afaceri, vizează reorganizarea serviciului VAMAL. Avem deja un exemplu în acest sens sau un precedent legat de serviciul fiscal de stat. În toate discuțiile care le avem și cu FMI, este apreciată reforma care a avut loc, dar ea se vede și la nivelul indicatorilor. Și la indicatori mă refer în special la creșterea eficienței administrării fiscale și, doi, deservirea contribuabililor. Sunt doi indicatori importanți în reforma serviciului VAMAL. În esență, se propune din mai multe entități juridice care noi astăzi le avem să fie o singură entitate juridică și să asigurăm aceleași procese în tot sistemul administrării VAMALE. Programul de rambursare a TVA-ului, extinderea acestui program pentru agricultorii afectați de calamități naturale în 2020, ne-am dorit pentru toți agenții economici să extindem acest program, dar din păcate cel puțin parametrii bugetari pe care îi avem astăzi pe masă nu ne permite acest fapt. Și un alt aspect vizează de măsurile de diminuare a numerarului în economie, acel subiect pe care deja îl cunoaștem toții. Persoanele fizice, atunci când achiziționează bunuri, mărfuri de la agenții economici în sumă mai mare de 100.000 de lei, vor putea face în baza transferurilor bancare. Asta este propunerea pe care se discută în consultări publice. Instituirea post-terminalului obligativitate pentru subdiviziunile nu depășește 500.000 de lei. Tranzacțiile între agenții economici 100.000 de lei lunar și 10.000 de lei per tranzacție. Aici e un subiect separat care urmează a fi discutat și îl vedem în mai multe discuții legate și de comisioanele bancare, care desigur că trebuie să găsim anumite soluții în discuțiile cu sectorul bancar, pentru că este o măsură de câștig pentru toți, fapt pentru care eu cred că este necesar și acest subiect de comisioane să fie atins într-o formulă care încă urmează să ne determinăm. Mersi mult pentru faptul că m-ați ascultat și poate am luat mai mult timp decât mi-am planificat. Спасибо, господин государственный секретарь. Тема нашего пресс-клуба прежде всего была акцентирована на акцизной политике, которая будет на 3 года. Она определяет работу бизнеса и доходы в бюджет на 3 года. Поэтому я предлагаю начать именно с акцизов, если мы успеем, и по другим позициям бюджетно-налоговой политики, иначе мы просто нам можно обсуждать ее в течение целого дня. У нас есть представители бизнеса, есть эксперты, экономические журналисты. Я предлагаю начать. У нас три основных позиции по акцизам. Это бензин, который увеличивается на 9%, табак, который объявлен на 15%, и алкогольный на 5%. У меня вопрос по бензину. Скажите, пожалуйста, а в 9% сюда входит уже налог на дороги, который будет сюда внесен или нет? Этот сбор. Да, trebuie, cred că, să fac și o precizare în prezentarea mea, nu include acea taxă rutieră care se include. Asta e majarea accizului care are loc în... Вопрос по табаку. Вы объявили рост на 15%, хотя я посчитал, что получается 19,1. Было 700 леев акциз на 1000 сигарет и 834. То есть увеличение получается 19-14%, а не 15%. Da, pentru acciz, ceea ce spuneți dumneavoastră se referă doar la accizul minim, pentru că în anul 2020, atunci când s-a crescut cu cota ad valorem de la 12% la 13%, nu a fost ajustat corespunzător și accizul minim de 700 de lei. Fapt pentru care în 2021 acest acciz minim până la 834 de lei, pentru că a asigura o creștere uniformă, a fost necesar să majorăm cu 19%. În rest, toți indicatorii sunt majorare cu 15%. Предлагаю дальше обсудить, у нас есть представители бизнеса. Есть микрофоны, пожалуйста, включайте их, и я жду ваших вопросов и комментариев. Представьтесь, пожалуйста, сначала. Добрый день. Александр Аванесян, директор по развитию компании «Зернов».
Я боюсь, что в 2-3 минуты я не уложусь, мне потребуется минут 5. Повестку, которую я хочу поднять, она касается акциза на денатурированный спирт. В США акцизы называют также sin tax, это налог на грех. Этот налог на грех, он применяется к товарам и услугам из-за причиняемого ими вреда. В случае с алкоголем и спиртом население защищает от злоупотребления алкоголем, что совершенно справедливо и логично, ну и плюс поступление в бюджет. При этом для того, чтобы продукция из медицинской, косметической, парфюмерной продукции не облагалась этим акцизом, был создан денатурированный спирт. В Европе, например, с апреля 2018 года денатурированный спирт создается по единой формуле, и тем самым на территории всей Европы регулируется данный рынок. Соседней Румынии, Украине, ну в целом мировой практике на денатурированный спирт используется нулевая ставка. При этом в Молдове ставка на денатурированный спирт и на этиловый пищевой спирт совершенно одинаковая ставка на акциз. В результате местные производители медицинской, парфюмерной и косметической продукции, они оказываются в неконкурентных условиях, и причем не только на своем рынке, но также и на международном. Некоторые используют серые схемы, кто-то использует там, метиловый спирт, который по сути является ядом. А в законодательстве предусмотрена система льгот, но я вижу ключевых изъяна. Во-первых, льгота выдается по квоте, и чтобы получить объем квот, например, в этом году, необходимо было подать заявку в прошлом году. Вот. То есть это лишает полностью необходимой бизнесу гибкости, и мы можем оказаться в ситуации, когда, например, производитель, получив большой заказ в этом году, если это в конце года, то он вынужден отказаться в пользу компании за пределами Молдовы, или, ну, дай бог, чтобы это была местная компания. Если же в начале года, то у него есть шанс этот заказ выполнить, но при этом он остается без квоты до конца года. Это первый изъян. Второй изъян – это заложенная в системе льгот дискриминация алкогольных производителей. То есть далее я прочту пункт 16 статьи 124 Налогового кодекса. Значит, не освобождается от акциза неденатурированный этиловый спирт, используемый субъектами налогообложения, осуществляющими одновременно деятельность как в парфюмерно-косметической промышленности, так и по производству и сбыту алкогольной продукции. То есть в результате компания «Зернов», имея разработанный продукт, который способен бороться не только с бактериями, микробами и грибками, но также и с вирусами, прошедшие клинические испытания, имея компетенции, инфраструктуру, технологии, практически неограниченный доступ к высококачественному сырью и, что главное, умение работать на международных рынках, лишается этих льгот. Вот. Что мы видим в качестве решения, это использование единой европейской формулы денатурации и применение к этому денатурированному спирту нулевой ставки. Это первое. И второе – это правки, которые позволят исключить это предложение, которое я озвучил ранее, с 16 пункта статьи 124 Налогового кодекса. Спасибо большое. Вы не производите санитайзер сегодня? Ну, мы лишены. Санитайзер при применении акциза на 1 литр абсолюта полностью лишены конкурентных возможностей. Даже не то, что преимуществ, он будет в 2 раза дороже. Поэтому мы его не производим, так как в этом… Это лишено смысла. Господин министр, ваше мнение? Дрю. Да, eu mi-aducaminte foarte bine atunci când s-a introdus norma aceasta că un agent economic nu poate să beneficieze de această facilitate atunci când produce alcool și cosmetică și aceasta s-a introdus inclusiv datorită abuzurilor care au avut loc. Și aici propunerea dumneavoastră trebuie privită din perspectiva tuturor agenților economici, din perspectiva întregii economii a Republicii Moldova. Cunosc foarte bine compania dumneavoastră, dar trebuie să fim foarte atenți atunci când acordăm o facilitate. Ea, pe urmă, să nu lucreze inclusiv în detrimentul companiilor dumneavoastră. Pentru că este important ca să asigurăm că acel alcool care este destinat sectorului medicinii sau cosmetici să fie scutit și exact cel care se duce în scopuri de produse alcoolice să fie accizat. Iată, acest proces este o chestie mai complicat sub aspect de administrare fiscală.
Eu aici aș propune ca spre discuție și cred că merită atenție să analizăm că acea hotărâre unde se stabilesc cotele, ea să fie posibil de a o schimba, de a o ajusta mult mai rapid atunci când un agent economic are anumite comenzi în timpul anului. Eu nu cred că este o problemă că această hotărâre de către Ministerul Sănătății în cazul produselor în medicină sau de către Ministerul Culturii, Dezvoltării Regionale și Medii pentru cosmetică, în timpul anului să facă aceste modificări. De fapt, Ministerul Culturii în perioada de pandemie, în special în această stare de urgență, eu cunosc că au eliberat foarte multe avize pentru ca agenții economici să beneficiază de scutire de accize, în special pentru acele produse pe care nu le dezinfectanță. E un subiect care propunem să-l discutăm separat, un subiect care trebuie foarte atent de mișcat pe el. Это вы говорили сейчас про квоты. А что касается денатурированного спирта и использования нулевой ставки, то есть, по сути, применение мировой практики, оно решит автоматически и вторую проблему. То есть наличие квот, оно для большинства компаний, которые используют денатурированный спирт, они перестанут использовать неденатурированный и смогут работать в том числе на внешних рынках. То есть, ну, мы, в частности, заинтересованы в том, чтобы денатурированный спирт облагался по нулевой ставке. И у нас есть достаточно амбициозные планы выхода на международный рынок с этим продуктом. Господин Александр, спасибо большое. Вы услышали мнение. У нас еще много вопросов, есть и предложений. Если... Да. Дайте, пожалуйста, микрофон. Я могу достаточно... Ну, там для камеры. Была девиляция, да. Оно чисто, конечно, продукт, который алкогол, никто не знает, что это продукт, который алкогол. А, Людмила, представьтесь, пожалуйста. Людмила Андроник из Молдова. Pentru noi, de fapt, scopul cel mai important anul acesta a fost să obținem o previzibilitate de 3 ani, cum iată a început, am obținut-o acum 3 ani, da? Și lucrul ăsta s-a întâmplat. Deci noi avem o previzibilitate totală pe accizul la bere, cel puțin, și lucrul ăsta pentru noi este cel mai mare și cel mai important lucru. Pentru că noi facem business planurile noastre mult înainte de bugetele care le aprobă și de politici bugetare fiscale pe care le aprobă Republica Moldova. Însă există două momente, unul foarte pozitiv și unul care trebuie să atragem atenția. Unul ține de taxele locale. Se discută foarte mult referitor la plafonarea taxelor locale și mie mi se pare că este un subiect foarte important. Chiar dacă în toate discuțiile publice se discută despre atingerea autonomiei și intereselor autonomiilor locale. Dar dacă stăm să ne uităm, sunt intenții și în Chișinău și lucrul ăsta s-a întâmplat deja la Orhei, de suprataxare a agenților comerciali care comercializează produse din tutun și alcool. Și atunci întrebarea mea este, atâta timp cât statul deja a accizat odată aceste produse, da? Și a majorat costul acestora, de ce ar trebui să penalizăm încă o dată și pe cei care le comercializează? Deci, prin urmare, în acest sens, plafonarea taxelor locale în sensul alcoolului și tutunului este un lucru absolut necesar. Și foarte important pentru acest an este pentru prima oară când noi discutăm subiectul managementului deșeurilor. Posibilitatea de a subvenționa agenții economici care deja desfășoară activitate în acest sens și de a rambursa cel puțin pentru început niște cheltuieli legate de managementul deșeurilor, chiar dacă din 2023 noi va trebui să trecem la lichidarea acestor taxe. Da? Deci eu cred că ele trebuie continuate în mod obligatoriu ca spre sfârșitul lui 2021 noi să avem un tablou clar și astfel să organizăm plata acestor taxe, încât tot ceea ce subvenționează statul în adresa colectorilor și acelor care procesează deșeurile, să fie scoase din costul de management al deșeurilor al întreprinderilor, pentru că altfel subvenționarea nu va ajunge exact acolo sau nu își va atinge scopul pe care și-l propune. Deci astea sunt două momente foarte importante, în opinia mea. Pentru că, sincer vorbind,
Anul acesta, iată, în discuțiile cu oamenii de afaceri pe care le-am avut în cadrul diferitor asociații de business, toată lumea vorbește despre o maturizare a comportamentului Ministerului de Finanțe, care vine cu anumite principii care le pune la baza și le explică de ce anume așa cresc sau scad anumite taxe, de ce anume apar sau dispar anumite tipuri de subvenționare sau de incentivuri financiare. Deci, noi considerăm că aceste două subiecte sunt foarte importante pentru 2021. Mulțumesc, Людмила. Господин Яница, пожалуйста. Foarte scurt, fiindcă s-a vorbit de taxe ecologice, eu din nefericire știu cum s-a născut ei, eu nu s-a născut ca taxe ecologice. Ei s-a născut în 2010, am avut atunci, nu să discutăm, până am vrut să-i pedepsăm pe vecinii noștri și am introdus o felul ce s-a făcut. Acum, în forma care este, ei nu a taxe ecologice. De aceea, eu cred că mecanismul de subvenționare n-ar fi cel mai bun. Cred că cel mai corect ar fi să implementăm sistemul de Uniunea Europeană. Angajamentele companiilor și colectarea deșeurilor care au angajamentele companiilor cât trebuie să colecteze de deșeurile plasate pe piață și taxarea celor care nu îndeplinesc angajamentele. Punct. Și în felul acesta noi rezolvăm problema. E clar că bugetul avea o pierdere, că acum a venit recetă, în principiu noi, venitul bugetare care avem, este că avem un determinul ecologic. Deci noi primim această taxă din cauza că avem un mediu ecologic nu prea bun. Ea s-a născut într-un mod bun. Deci o să ți-a taxă, când s-a discutat în urmare ei, de la o poliție, dacă vieți nevoie vreodată, spuneți toată istoria cum a fost ei, de la prima literă până la ultima. Acum ce avem noi nevoie? Să nu jertfim ecologia în favoarea unor venituri bugetare, ca acum asta o avem. Din cauza că bugetul primește niște bani, ecologia suferă. Și lucrul este simplu, mecanismul, deci nici nu subvenții trebuie spus. Angajamentele companiilor trebuie să strângi înapoi 80% din plasticul care le-ai dat, nu te-ai asigurat, plătești o taxă. Uitați în România cum este cu persoanele, toate persoane sunt obligate să aibă contract cu aceștia cu o firmă de salubrizare și dacă nu ai, ești plătești o taxă la primărie. Deci, sau tu te strângi gunoiul, sau plătești taxa și tot primăria strângi gunoiul. Deci, nu ești cam spart, tot la gunoiul. Deci, cam mai este. Sau strângi gunoiul, sau plătești o taxă când ai strâns gunoiul. Cam așa. Acum, cu accizele. Eu țin minte, în 2009, la noi accizele, cel puțin la produsele de tutun erau, dacă mă gândesc, cei mai mici de lume. Deci nu atunci știu că erau chiar națiunea de țigări. Erau țigările, țin minte atunci când se discutau, spuneau țigări sociale, 1,60 pachetul să vindeau. Deci acum noi am scăpat de toată istoria aceasta, dar mi-aduc aminte și cu dumneavoastră când am discutat și cred că, domn viceprim-ministru, ar trebui să vedem noi, eu nu sunt nici băutor, nici fumător, dar întotdeauna am susținut ideea de majorare a taxelor, deci primii vreo 4 ani de zile noi le-am majorat, cred că cel mai rapid în istorie este de tutun. Dar ideea era în felul următor, că să fie reglementări distincte, cum este vinul, o reglementare, băuturile alcoolice, tare o reglementare, berea, atunci vorbim altă reglementare. Eu nu vreau să intru în discuții care e mai bună, care e mai rău, dar trebuie să fie reglementare distinctă și taxare distinctă. Deci asta, țin minte, noi am vorbit încă de prin 2012, dacă nu mă greșesc, întotdeauna discutam că statul trebuie să arate foarte clar că el discurajează consumul, însă eu nu-mi place cuvântul, spun că taxează mai slab. Eu vreau să spun altfel. Taxează mai tare lucrurile mai nocive, dacă ești cum vrei, eu spui. Exact așa și la tutun. Deci trebuie să vedem. Deci nu descurajăm consumul, dar pe unii taxăm într-un fel, pe unii taxăm altfel. În felul acesta, având o abordare diferențiată, noi trebuie să le spunem, nu vreau să zic cum au spus-o alții, deci eu sunt contra viciilor, dar și aici, dacă noi avem abordări diferite, nu trebuie să mergem nici în extremă cu amărs că vinul l-am declarat produs alimentar, da, deci asta cred că deja am mers prea tare într-o extremă. Dar oricum trebuie să arătăm că, uite, noi pedepsim, dar aici pedepsim mai tare. Sau invers, noi pedepsim, aici pedepsim mai încet. Și dacă noi am face lucrul acesta, cred că am avea
de câștigat. Eu nu sunt adeptul ideii că taxarea îl învață pe om să nu consume ceva, n-ajută mult, dar puțin ajută. Puțin ajută. Deci, cred că o contribuție de vreo 5%. Restul sunt și alte programe de ajutorare. Și cu taxele locale, problema e foarte, cred că va fi o rezistență mare din partea autorităților locale. Eu am fost însuși autorul legii de a plafona și ideea mea a fost în felul următor atunci. Țin minte de istoria care erau. Se făcea pur și simplu șantaj contra business-ului, taxa pe utilizarea simbolicii locale, când îți spune 2% din cifra de afacere, omori, nu știu, aici va fi dat în public. Pe urmă ajungea la 0,2. Cum s-ajungea? Numai Dumnezeu și ce implicați în toată porcăria asta erau, știu. Deci era un șantaj în business, făceam fiecare an. Dar acum cred că ar trebui de spus, domnul viceprim-ministru, eu cel puțin n-am văzut în document la dumneavoastră și asta dacă este, trebuie de spus vociferat public, oferiți primăriilor dreptul de a aplica alte taxe. Deci eu n-am văzut un document, eu, sau n-am fost atent, dar n-am găsit. Că lucrurile, și noi am propus institutul nostru, că dacă noi spunem că plafonăm, le spunem. Primarii, acum vă dau o problemă foarte clară și noi am adresat oficial la minister. Au primit granturi, proiecte, ca să facă luminat strada. Dar n-au bani de plată lumine. Și au venit primarul și spune, dați-ne voie, spunem, taxă pentru luminat stradal. E treaba noastră, vor oameni să trăiască întuneric, nu plătim taxă, vor lumină. Și noi trebuie să le oferim lucrul acesta. Și dacă noi oferim acest mecanism, taxă luminat stradal, taxa parcajele, dacă oferim acest mecanism, atunci le arătăm, cumva compensăm din ceea ce se întâmplă. Și mai este încă un lucru, taxa rutieră, n-am vrut să o băgăm aici, dar fiind prea unită, e împreună, ea acum este, ca venit la autoritățile locale, este mai mare decât toate taxele luate împreună. Și dacă cumva le lăsăm taxa rutieră, se rezolvă problema. Dar cred că noi astăzi vorbim despre acciză mai mult. Eu am crezut că vorbim despre toate subiecte și de aceea m-am pregătit. Dar dacă la acciză, cred că cea mai mare recomandare este, totuși, pe segmentul de vicii sau pe segmentul de interdicții, noi să avem abordări separate, cum am discutat-o și cu cei de la bere, cum și cu aceștia de la băuturile alcoolice, de tutun. Deci trebuie să existe o abordare separată, în felul acesta statul să arăte foarte clar că el pe politica fiscală mă educ și un comportament. Iar cu taxa ecologică, eu cred că noi trebuie să cei de la dacă nu mă greșesc, IEPA sau am ceam, deci au preluat mecanismul din România, l-au propus la Parlament. Domnul Vecislav, noi suntem parte a acestui. Sunteți, da. Deci, vă explic care e ideea aici cu de ce atât mulți susținem noi aceste subvenționări. Noi la ora actuală avem practic o singură companie mare care se ocupă de reciclare. Dacă noi nu subvenționăm business-ul ăsta, că el să apară și la Belz, și la Cahul, și la Ungheni, noi nu vom rezolva niciodată situația. Noi nu cerem subvenții pentru noi ca producători. Ba din contră, noi am cerut, haideți să trecem de la mecanismul de per sticlă, per unitate, să lăsăm doar pentru sticla, pentru sticlă, pentru că ea este materie primă imediată, și să trecem la taxare per tonă, da? Pentru că altfel, cum taxezi tu când strângi gunoiul, tu strângi per tonă, dacă nu îl introduci, îl introduci per pet. Da? Deci, dar noi nimeni nu spune, hai să nu folosim acest mecanism, dar noi trebuie să implementăm întâi parteneriatul, cine ne strige cu noi. Păi, el cum apare lucrul acesta? Dacă tu ai problema ecologiei, tu spui foarte clar, cei care au adus în țară 1000 de tone de plastic, sunt obligați să-l strângă după dânsii. Numai că dacă noi nu suntem companii de strâns plastic, asta este ABS exact, și exact. Pe care noi cerim păi da, și ei primesc banii, dar toată ideea este că deci, în cazul când ei au colectat, bun, aici discutăm cum, dar schimb abordarea, noi nu mai avem taxă ecologică ca venit la bugetul de stat, dar avem taxă ecologică ca un mecanism de colectare a gunoiului din țară. Cam asta este istoria. Și dacă noi schimbăm filozofia, soluția este aceasta, la sticlă pe unitate, la plastic pe kilograme, pe tone, și în felul ăsta se rezolvă problema. Господин Яница, господин министр, вам есть что ответить на это? Да,
În partea ce ține de taxa ecologică, cam aceasta a fost și abordarea noastră. Noi am avut foarte multe discuții, posibil că exagerez puțin, dar zeci de discuții am avut la subiectul dat. Până la urmă am ajuns că pentru Republica Moldova, în condițiile Republicii Moldova, care este la ziua de astăzi, noi trebuie să facem ca acest, nu mă tem să-i spun cuvântul, business de colectare a deșeurilor și procesare a deșeurilor, trebuie să fie un business interesant, economic, în primul rând, ca oamenii să dorească cu el să se ocupe. Pentru că acest business să devină interesant căreva companii, el trebuie să fie subvenționat de stat la ziua de astăzi. Și ne-am gândit cum să facem această subvenționare. Această subvenționare poate fi făcută pe calea care spune domnul Ioniță, deci prin intermediul companiilor importatoare sau care producătoare de deșeuri, sau să o facem direct din bugetul de stat în adresa agentului economic care nemijlocit se ocupă de colectare și procesare deșeurilor. Noi, având practica care am aplicat-o pe mai multe așa proiecte, noi considerăm că e mai corect din bugetul de stat să subvenționăm direct acel agent economic care se va ocupa de colectare și prelucrare deșeurilor. Cel puțin 5 ani de zile, minimum 5 ani de zile, părinți, cu picioare, cred că, într-adevăr, asta e cel mai simplu mecanism. Și ideea noastră ar fi, care o discutăm în cifre mari, acum vorbesc, este că toată acea sumă de bani care se acumulează la buget ca taxă ecologică, o repartizăm pe cantitatea în tone a deșeurilor și atât toată această sumă de bani, bugetul este gata să o întoarcă înapoi în formă de subvenție pentru fiecare kilogram care este colectat și prelucrat. Deci interes bugetar, curat bugetar ca venituri aici, nu trebuie să fie. Aici trebuie să fie doar circuitul. Banii se încasează de la importator și poluator și merge ca subvenție pentru întreprindere care asigură colectarea și prelucrarea acestor deșeuri. Спасибо большое. Ирина? У нас очень мало времени. Давайте побольше вопросов, пожалуйста, Ирина. Работает? Ирина Маценко, Логос Пресс. У меня два вопроса. Первый вопрос. Какова была сумма запланированных акцизов на табачные изделия на 2019 год и насколько эти планы реализованы? И второй вопрос, тоже в разделе табачных изделий. Почему политика налогообложения не базируется на степени риска этой продукции? Сегодня нарезной табак у нас облагается 5% ставкой, да, и продажи его растут в 3 раза. По данным ритейлеров, за последние 6 месяцев продажи выросли в 3 раза. А система для нагревания, соответственно, 15%. Хочу добавить немножко здесь, чтобы дополнить вопрос. Чтобы дополнить вопрос, у нас есть акциз на табачную продукцию, но у нас нет акцизов на табакосодержащие те же эфирные масла для вейпов, например. Они же тоже заменяют. Тоже могли бы быть акцизами, акцизная политика. И не отслеживается даже, никто не знает, сколько эти потребления идет, да, если там то, что производят табачники. И табачники в этом отношении тоже спрашивают как бы о том, почему уходят с их сегмента. Понятно, что это конкуренция. Спасибо большое. Да, мерси. Дин мемория кому Софии Грио спун экзакт цифра, который свой экзекутат на нивел де миллионе, да раму цифры, которые, сум сигур, ки импортант пентру мястре. Астъзи инкасерли дин тутун sunt singurile încasări care avem creștere, ultima cifră, peste 20%, între 20 și 25%. Este suplimentar la buget față de anul trecut, mi se pare că ultima cifră, mi-aduc aminte, 249 de milioane de lei suplimentar față de anul trecut. Chiar dacă se uităm pe componente de acciz, produs petrolier, produs din tutun și produs alcoolic, eu aș spune, și cred că nu o să mă greșesc, tutunul ne-a salvat pe chestia de acciz. Adică încăsările care noi astăzi le avem chiar ne bucur. Peste 20% sunt încăsări foarte bune în condițiile actuale. Așa a fost planificat? Mi-e greu, cum ați vă spun, precis proces, ca sumă procentuală, dar sunt sigur că mai puțin de 20%. Noi planificările la 20% sunt extrem de optimiste. De obicei, creșterile la tutun, chiar și dacă vedeți în documentul de politici, este 200 de milioane anual. La 2 miliarde asta înseamnă o creștere de 10% anual pe care noi ne-o propunem. Dar noi astăzi avem executat 20%,
chiar peste 20% încăsări respective. Chiar este o componentă de încăsări foarte importantă, mai ales în situația actuală. Acum, ceea ce ține de produsele, să spunem așa, derivate, sau nu cele tradiționale, cu filtru sau fără filtru, poate mi-a scăpat, mi-a spus 5% impozitarea. Ele astăzi se impozitează cu 40% din valoare respectivă. Не, у них рост всего на 5%, а на табачные изделия 9%. Ага. Да, рост, да, речь о росте. Да, explic. Cam și cifrele. Și iarăși, la noi și... avem o diferență de reglementare și unii nu sunt taxați deloc, dar restul taxați toți pe o singură treaptă. Și atunci toată ideea este ca să se echilibrăm cumva. Deci statul primește pe unii nu vede deloc, dar puteți vede pe o singură povară. Toată ideea este cum facem o politică ca să asigurăm o taxare corectă pe toată lumea. De ce ești anume poliții respective s-a axat și în ultimii ani? Avem uniformizarea cu filtru, fără filtru. Avem acele taxe care au fost stabilite pentru, de exemplu, tutunul tăiat fin sau rezervele din tutun, acelea Head Not Burns, da? Care încălzesc toți. Noi cunoaștem că erau 143 de lei și le-am adus la 1000 și la 610 lei. 1000 de lei per kilogram, 610 lei per bucăți. Îi explic de ce 5% pentru una care ține de tutunul pentru fumat, care astăzi este 150 de lei per kilogram. Acesta, de fapt, este materie primă și ea, în final, se regăsește în produsele din tutun, țigări cu filtru sau fără filtru, se impozitează corespunzător. Ceea ce ține de tutunul tăiat fin, destinat rulării, 1200 de lei avem stabilite pentru anul 2020, și vreau să vă asigur că pe această componentă, noi la nivelul Uniunii Europene, cred că suntem în primele top 10 țări care au un așa nivel de impozitare la nivelul Uniunii Europene. Adică noi suntem peste nivelul minim european la acest capitol. De ce și s-a propus majorarea cu 5% pe acest subiect? Господин Казарин, есть вопрос еще? Мы имеем еще информацию компаративную Uniunii Europene, что мы демонстрируем, că Republica Moldova a făcut un pas enorm anul trecut, atunci când a majorat practic de 10 ori pentru aceste categorii de țigări, accizul Вы как-то говорили о том, что мы не достигнем своего обязательства в 2025 году поднять акциз до 90 евро на 1000 сигарет, как бы на что есть причины. А в этой связи очень многие страны на самом деле перешли на налогообложение не поштучных сигарет, а на килограммы, то есть на килограммы табака. Вот мне интересно ваше мнение на эту тему и почему мы не дойдем до 95 и до 90 евро за 1000 сигарет до этих акцизов. Спасибо. Да, în primul rând, eu am spus că este foarte complicat pentru Republica Moldova ca să ajungă în 2025 la nivelul minim european. Și aici mă refer nu doar la tutun, dar și, spre exemplu, la produsele petroliere. Este foarte complicat să avem standardul de impozitare din directivele Uniunii Europene, acel minim, în condițiile în care parametrii noștri economici sunt cu toți alții. Și aici mă refer în special la nivelul economic și la puterea de cumpărare a populației. Pentru că noi astăzi, dacă comparăm prețul la produsele din tutun și puterea de cumpărare a persoanei, atunci noi suntem la mijlocul țărilor Uniunii Europene. Nivelul nostru de impozitare, dacă comparăm relativ, atunci noi suntem practic exact la același nivel ca Uniunea Europeană. Iată de ce eu am spus că până în anul 2025, sub aspect de parametri economice a Moldovei, este complicat să atingem acel minim european de 90 de euro, dar după cum vedeți, o creștere de 15%, asta este o creștere destul de esențială, o creștere a prețurilor de peste 8-10%, ceea ce înseamnă că în fiecare an puterea de cumpărare a populației va scădea și va scădea și va scădea. Весу? То есть, может быть, проще было бы налога облагать табак по весу, как многие страны делают, даже Румыния, Украина? Ну, продукты ли дин тутун, мажоритатия церлор, дин чечи на черчатым, трек дела импозитария пер килограмм, ла импозитария пер цигареты. Сейчас на есть стабилит шин директив Юнии Европейни пер цигареты. Мы черкаем с аноми с униформизем, ла нивел ди пер цигареты. Чечи са продукты шпентру tutunul, acel tutun încălzit, Head Not Burns.
вопроса, Роман. Bună ziua, mă numesc Roman Chircă, sunt reprezentant Institutul Economiei de Piață. Mulțumesc organizatorilor pentru reuniunea de astăzi, mulțumesc domnul ministru pentru disponibilitatea de a discuta publică politica bugetară fiscală. Domnul secretar de stat, dumneavoastră ați spus că la tutun este unica poziție la care s-a înregistrat creștere la capitolul încasări. Totodată, în perioada pandemică, majoritatea statelor realizează o creștere de vânzări de ciocolată și alcool. Probabil că accizul la bănuiescă și accizul la alcool la capitolul încasări este în sens pozitiv. Dar asta, așa, doar o întrebare scurt tehnică, referitor la încasarea dobânzilor. Este mi se pare o mișcare într-o direcție rezonabilă, pentru că este un venit încasat și de persoană fizică sau juridică și poate și trebuie să fie în condițiile noastre atunci când presiunea pe depozite este semnificativă și cu riscuri minore de a descuraja persoanele să depuie în bănci este mic, pentru că volumul depozitelor în total este mai mare decât volumele de credite operate. Însă situația este puțin diferită în cazul dividendelor. Există o practică internațională clară în acest sens. Atunci când fondatorul, proprietarul întreprinderii, prin intermediul întreprinderii, realizează un profit, profitul după achitarea impozitului este practic de multe ori fie canalizat spre investiții sau reinvestit prin majorarea capitalului statutar, fie distribuit prin withdrawal către fondator proprietar. Practica internațională face o diferențiere clară între taxa corporativă, care, de exemplu, acum în Statele Unite este de 28%, și plafonarea impozitelor pentru dividende. De exemplu, există o sumă până la 20.000 de dolari care nu se impozitează din dividende extrasă. Următoarea sumă se impozitează cu 1%, pe urmă peste 100.000, pare mi-a scris, cu 2%. Deci, vedeți, de diferența de taxare a dividendelor, care este 1-2% față de taxa corporativă generală de 28% sau în unele state europene 33-40%, pentru că este important pentru Republica Moldova să înțelegem că atractivitatea investițională și noi trebuie să concurăm cu alte state pentru această atractivitate. Dividendele sunt mijloace ale proprietarului obținute după achitarea taxei corporative. Și astfel trebuie să încurajăm sau cel puțin să deschidem porțile deschise pentru capitalul de asociere și propunerea mea ar fi, de exemplu, să fie extinsă nu doar pentru întreprinderile persoanele juridice, dar și persoane fizice. Și este o caracteristică care este luată în vizor de investitori atunci când vor să investească. Un alt aspect, iarăși interesant din punctul meu de vedere, este trecerea la achitările prin virament, deci eliminarea numerarului. Și aici sunt total pentru eliminarea oricărui circuit ilicit de mijloace financiare. Însă condițiile și particularitățile Republicii Moldova sunt de așa natură că noi suntem în o necesitate acută de creștere exponențială economică. Copierea, de exemplu, practicilor internaționale a statelor care au totul altfel de obiective, nu ne face pe noi să fim bogați. Deci dacă copii bogatul la anumite gesturi și maniere, nu înseamnă că vei fi bogat. Pentru că obiectivele noastre sunt total diferite. Majoritatea statelor, de exemplu, europene, sunt mult mai îngrijorate de redistribuirea în cadrul societății a veniturilor, când noi suntem în poziția inițială de lansare a economiei și în acest sens, orice măsură descurajantă la circuit, trebuie să o aplicăm într-o abordare pragmatică a interesului economic al Republicii Moldova. De ce, de exemplu, ce ține de numerar, când vom avea circuitul și numerar și prin virament, șansele sunt să avem mai multe
momente care ar înceta creșterea economică. De aceea, chiar și dacă s-ar introduce o astfel de măsură, cred că suma ar trebui să fie mult mai mare. 100 de mii asta ar însemna, practic, toate apartamentele trebuie să transfere banii în card și va fi o mișcare care va fi tratată de mulți cetățeni ca o acțiune inutilă, pentru că până la urmă statul obține informații despre această tranzacție care este înregistrată la Agenția Servicii Publice și nu este o acțiune ilicită. În vizor vor nimeri apartamente, anumite obiecte de lux. De aceea, recomandarea mea ar fi să fie majorată la 500 de mii sau poate chiar 1 milion ca o măsură inițială. Și, în general, atent să abordăm fluxurile financiare, pentru că noi trebuie să creăm condiții pentru ca mijloacele să fie canalizate către Republica Moldova, nu însă și de a stimula careva afaceri ilicite sau, cu siguranță, acțiuni de spălare a banilor. Dacă ați putea avea un mic comentariu, aș fi recunoscător. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc большое, господин. Да, Геннадий, пожалуйста, Capital Market. Геннадий, включи, пожалуйста, микрофон. Есть? У меня вот такой вот вопрос. Я понимаю, все повышения акцизов идут для того, чтобы у государства было средство для осуществления социальной политики и даже инвестиций. Поэтому я хотел бы узнать. Мы как-то говорим о ремонте автомобилей дорог. Эти деньги будут отправлены кто? Наши компании, наши автодорожные предприятия? Они будут работать в нашем сырье? Или это все будет иметь интерес к болгарскому проекту? Дальше. Вот это повышение акцизов, скажем так, для общества и плыв, для инвалидов. Как скажется на стоимости их продукции? Не получится так, что она подорожает, как неконкурентно. Потому что сейчас разве не только поддерживает бюджетные средства, но чтобы у людей была работа. В этом плане, как налоговая политика, позволяет на то, чтобы рабочие места развивать у нас здесь. У нас на все вопросы отвечает господин государственный секретарь. Да, permiteți să aș avea și un comentariu domnului Chirica, care este destul de pertinent. Ceea ce ține de dividende. Dividendele, în primul rând, sub aspect de impozitare. Este impozitarea venitului persoanei fizice care îl obține. Impozitul profit este impozitul care se achită de către companii. Că sunt doi subiecte diferit. Și practica aceasta de impozitare a profiturilor și dividendelor este răspândită în majoritatea țărilor. Un alt scop important al impozitării dividendelor este faptul că acești bani se rețină cât mai mult în cadrul companiilor. Că atunci când compania decide dacă distribuie dividende, trebuie să ai bloc impozitarea cu 6%, iar atunci când nu distribuie, acești bani pot fi să rămână să fie investiți. De asemenea, încasările din dividende în Republica Moldova sunt undeva peste 400 de milioane de lei, o sursă destul de importantă pentru buget, mai ales în condițiile actuale. De ce eu consider că la moment un pas important pe care noi l-am făcut la nivel de companii este o chestie pe care și noi o suportăm din perspectiva impactului bugetar. Și un al treilea aspect legat de dividende, am văzut și experiența Uniunii Europene, unde există anumite scutiri de dividende, dar aceste țări din Uniunea Europeană aplică un impozit profit, așa cum am spus și dumneavoastră, de peste 20%. Adică impozitarea veniturilor are loc pentru un impozit profit destul de mare. Pe când în Republica Moldova impozitul profit este destul de mic, 12%, fapt pentru care este necesară și această sursă de venit din dividende. Ceea ce ține de achitările din numerar, am luat act de această informație. Suntem conștienți și de acord că anumite măsuri care există în Uniunea Europeană, ele trebuie transpuse, ținând cont de situația sau comportamentul persoanelor fizice care există în Republica Moldova și să vedem că efectul să nu fie unul invers, ce urmează să examinăm. Comentariile referitor la companiile care construiesc drumurile sau acestele achiziții publice care au loc, aceste achiziții, și noi suntem obligați conform Organizației Mondiale a Comerțului, toate achizițiile se petrec sub formă liberă și atât cei naționali cât și cei internaționali au acces liber să participe la aceste achiziții publice.
E mi-e greu să comentez de ce a câștigat o companie străină sau una locală, dar este important acest, nu ne focusăm sub aspect de a prioritiza sau a da anumite avantaje care nu este posibil din punct de vedere legal companiilor autohtone, dar să vedem cum companiilor autohtone le asigurăm că ele sunt competitive cu cele străine. Ce ține de persoanele cu dizabilități? Este o chestie destul de sensibilă și socială, dar aici este componenta de obiectiv social, pe care mi se pare că el este incorrect. Noi astăzi încercăm prin aceste facilități ca aceste persoane să fie încadrate în anumite întreprinderi, toți împreună, ceea ce după mine nu este corect. Aceste persoane trebuie să le încadrăm cu toți, cu toate persoanele și să beneficieze din loc de muncă, inclusiv cu toate persoanele și nu încercăm într-un anumit, la un anumit întreprinderi să existe mai multe persoane. Iată de ce facilitatea pe care noi o propunem, ea trebuie să fie acordată tuturor agenților economici sau suportul statului trebuie să fie tuturor agenților economici. Orice agent care angajează persoana cu dizabilități, el trebuie să beneficieze de un suport din partea statului pentru a compensa cu regret acel randament mai scăzut din considerente fizice. Astăzi, noi, am să dau o cifră, noi această facilitate achităm peste 10 milioane de lei, pe când salariul la persoanele cu dizabilități ajunge în jumate. Iată comparația acestei facilități pe care noi o acordăm. Asta și este raționamentul modificărilor pe care noi le propunem ca subvenția să fie, în primul rând, independență din numărul persoanelor care se angajează sau pe care agenții economici îi încadrează în câmpul muncii. Я прошу вас, коротко, пожалуйста. Dacă îmi permiteți, doar domnul secretar de stat, dumneavoastră, ați atins un subiect care de altfel se discute de mai mult de 10 de ani în diferite comunități și platforme, inclusiv internaționale, relația dintre proprietari și companii. Cu toate că agentul economic este persoană juridică, iar persoana beneficiară de dividend este persoană fizică, relația lor este că persoana fizică este proprietarul agentului economic și însăși noțiunea și termenul de plată dividendelor este una puțin deplasată, pentru că corect este retragerea. Și în legislația americană așa se numește withdrawal to the owner, adică retragerea proprietarului a profitului după plata taxelor corporative. De regulă, organele fiscale preferă să separe aceste două entități. Și atunci apare argumentarea precum că există un motiv suplimentar de a taxa dividendele. Dar problema nu este doar cu dividendele, problema este modul în care noi dorim să favorizăm capitalul asociativ, să scoatem o parte din economia tenebră care, de altfel, poate funcționa și este fezabilă doar în forma de activitate tenebră, în momentul în care ea este scoasă în activitate legală, multe din activități nu mai au sens. De aceea este stimulator, chiar dacă s-ar aplica anumite taxe să fie totuși graduale, în dependență de mărimea retragerilor, pentru a descuraja, de exemplu, plata dividendelor excesive. Referitor la în ce măsură profitul după plata impozitului este în mod obligatoriu orientat spre investiții, companiile dispun de mecanisme foarte diverse pentru a nu face acest lucru și nu este prin impozitare, nu se poate obține o transparență sau o impunere în acest sens. Eu vă mulțumesc. Doamne, prostă, ce corect, că nu știu, mai vreme ne-a stat. Victor Sula, Zernov. Am vrut să atrag atenție la încă un aspect ce ține de comercializarea tot mai mare în lumea în loc de combustibil a mixurilor dintre biocombustibil și benzină. Deci standardele deja sunt acceptate în Uniunea Europeană, în SUA. În SUA 97% din benzina vândută se vinde cu aditiv de 10% de etanol, de bioetanol. Și la noi în Moldova în trecut au fost anumite declarații în sensul ăsta, dar măsuri concrete nu s-au atins. Și vrem să știm, în general, dacă în anii următori se preconizează o politică oarecare în acest domeniu, și nu declarativă, dar cu anumite volume concrete, pentru că
Calculele noastre arată că avem suficientă materie primă ca să putem produce și să putem acoperi o bună parte din importul de combustibil fosil cu combustibil bio și deja sunt foarte mulți agenți economici gata să intre în industria asta. Mersi. Irina, microfon. Господин госсекретарь, вы не ответили на мой вопрос. Извините, я вернусь к табачным изделиям. Почему у нас не дифференцируется акциз по степени риска? Вы говорили о том, что мы стремимся к европейской модели. Но именно в Европе этот акциз дифференцируется. Да, существует продукция с пониженным воздействием, да, с пониженным воздействием на здоровье человека. И во многих странах она не облагается акцизами. Почему у нас происходит так, как происходит? У нас единственная страна в регионе, в которой приравнены сигареты и вот эта пониженная продукция. И получается, что в борьбе с табакокурением мы приравниваем одно к другому, не позволяя как бы потребителю выбирать, может быть, в том числе и по цене. А нарезной табак, который можно скрутить. Килограмм? Очень много моих знакомых скручивают табаки просто на сигареты и дома. Очень много контрабанды. И контрабанды очень много, да. Pentru ce ce ține de contrabandă, cred că deja și singur și-ați răspuns la întrebare. Dar ce ce ține de tutunul care se rulează, da? El în anul 2019 a fost de 100, până în august, a fost de 143 de lei per kilogram. Astăzi este la nivelul de 1200 de lei per kilogram. Ceea ce o chestie de uniformizare. Dumneavoastră m-ați întrebat referitor de riscul asupra sănătății. Iată, pentru mine nu e clar pentru care produs riscul asupra sănătății este mai mic, ca să pot să răspund la întrebare și cum el se accizează. В Европе это есть. В Европе там такая знаки то есть. Больше, меньше. Системы для нагревания табака, они признаны? Ну, уйтаться, пентру... Pentru aceste tipuri de tipuri de țigărete, pentru produsele tradiționale, pentru anul 2020, avem cota 540 plus 13%, dar numai puțin de 700. Și pentru aceste tipuri care dumneavoastră faceți referință, este cota de 700 de lei. Adică, practic, este o cotă ceva mai mică. 2. Aceste tipuri de țigarete le consumă persoanele care au capacitate mai mare de achitare. Asta e unul la mână. Ceea ce ține de sănătate nu este un subiect care eu pot să răspund, pentru că nu chiar mi-e greu să mă expun influența directă a acestor produse și asupra sănătății, pentru că sunt și niște produse nou și ceea ce spun experții, opiniile sunt diverse, cum acționează aceste tipuri de produse, dar după noi acest sistem de impozitare este unul destul de echitabil și vedem că pe piață, așa cum și spunea, nimic nu s-a produs sub aspect de creșterea contrabandei, sub aspect de diminuarea consumului, niciun efect nu s-a produs. Efectul principal, au crescut încasările la buget și ne permite să facem cheltuieli mai mult, inclusiv pentru sectorul de sănătate, care astăzi este extrem de important. Журналисты пишут вопрос, журналисты, которые смотрят нас по приветствию. Как будет включаться дорожный сбор в акциз, как это будет происходить в случае экологических видов транспорта, которые потребляют гибридные и электрические машины? И зачем, второй вопрос, зачем мы так долго шли к сокращению импорта старого транспорта, которого уменьшали, для того, чтобы снова возвращать, разрешать десятилетние машины выше? Спасибо. Так, у машин или электрички? Să facem o claritate. Ele astăzi nu achită taxa rutieră. Respectiv, dacă se va propune să fie inclus taxa rutieră în acciz la produs petrolier, el tot nu va achita. Sistemul nu se schimbă. Da, el trebuie să luăm în considerare pe termen mediu și lung că aceste mașini vor fi mult mai multe și trebuie să vedem cum noi asigurăm finanțarea infrastructurii drumului pe acest aspect. Dar la ziua de astăzi, nici acum nu achită taxa rutieră, nici după nu va achita taxa rutieră. Asta este ideea. Doi, aceste mașini consumă electricitate. Trebuie să vedem cum, prin intermediul acestei electricități, putem să avem și anumite încasări suplimentare pe taxa rutieră. Ce ține de mașinile hibrid, ele consumă produse petroliere și ele vor achita în continuare și în sistemul nou taxa rutieră. Ce ține de mașinile sau autoturismele vechi și acea prohibiție? Am explicat și în prezentare, scopul nostru nu este ca
persoanele fizice să aducă mai multe mașini peste 10 ani. Chiar acum luăm în considerare ca, și analizăm intens că mașinile de la 7 la 10 ani să aibă o taxare mai mare decât este actualmente. Pentru ca să asigurăm un import mai, sau un stimul mașinilor mai noi. Scopul nostru este de a crea o legislație corectă, pentru că noi astăzi avem prohibiția, dar mașinile acestea vechi, ele circulă și noi le vedem cu echilibru, ele circulă. Și cel mai grav ce se întâmplă, că ele astăzi nu achită niciun impozit atunci când se introduc în Republica Moldova. Deci este important ca pentru aceste mașini, chiar dacă omul decide și tare dorește să aibă o mașină mai mare de 10 ani, atunci el să achită un acciz mult mai mare și chiar nu mai tem să spun mai mare și cât valoarea mașinii. Noi ne uităm și în experiența, spre exemplu, a Rusiei, un acciz poate fi și 12.000 de euro pentru o mașină care valorează 4.000 de euro. Dar această posibilitate să îi oferim persoanei cu condiția sau cu costul accizului care urmează să-l achite în bugetul de stat. Este și vopros. Este deja formula aici? Nu, formula nu este pusă în documentul de politici. În documentul de politici este scrisă intenția. Intenția este ca să o consultăm public, dar paralel se lucrează la elaborarea mecanismului de taxare. Marina, pajalosti. Și autoturismelor, și autobuzilor, și a camioanilor. Spuneam pe autobuze și camioane, ne dorim mult să implementăm sistemul de impozitare bazat pe standarde euro. Marina, pajalosti. Ал. Лукас Прес, Татьяна Шкалевская. Ну, слишком много вопросов по налоговой политике, поэтому, если можно, по программам поддержки бизнеса, ну, в связи с пандемией, в связи с засухой. Если можно, характеризуйте, как идет реализация этих программ, потому что я разговаривала с экспертами, они считают, что у нас слишком скромные субвенции, вот, если сравнивать с тем масштабом бедствия, которое в экономике есть, поэтому это скорее к господину Пушкоце вопрос. Ну и в следующем году в бюджете как это будет реализовываться? Я думаю, что это уже другая тема разговора, но раз вы настаиваете, могу кое-что сказать. Да, программы были внедрены, были утверждены парламентом, вы знаете, что они имели как цель поддержать именно то, с чего я начинал, именно легальную часть экономики, ту экономику, которая работает в белую. Если вы заметили, все программы, которые были, продвигались правительством, они всегда предполагали не простое распределение денежных средств в адрес кого-то, а именно солидарные усилия и государства, и бизнеса для того, чтобы преодолеть эту ситуацию. И именно вот это солидарное усилие, оно предполагает то, что со стороны бизнеса должно быть то усилие, которое работает именно в легальном поле. Это заработные платы в белую, это возмещение НДС, значит, в белую, поставки в белую, кредитование, значит, должно делаться прозрачно с банковской сферы. Вот это все, вот именно это был стимул для того, чтобы еще раз поддержать легальную экономику. И из тех цифр, то, что я говорил изначально, если делать соотношение резкое снижение ВВП и относительная стабильность доходов государственного бюджета, национального публичного бюджета, я думаю, что вот эти механизмы тоже повлияли именно вот на вот такую динамику развития событий. То, что касается на следующий год, это продолжение и то, что достигнуто Республикой Молдова, я считаю, в этом году, это то, что, на мой взгляд, мы должны всеми общими усилиями поддержать существование хорошего финансового фонда для того, который должен быть направлен в публичные инвестиции. И вот эти инвестиции – это именно то финансирование объема работ для реального сектора экономики, которое должно позволить экономике работать и поддерживать, подогревать экономическую деятельность в Республике Молдова. Это главный основной проект, на котором мы как правительство основываемся. Бюджетные средства должны быть направлены в экономику для того, чтобы дать фронт работы местным производителям и местным бизнесменам для того, чтобы они поддерживали свои деятельности.
То, что касается много это или мало, то, что было направлено субвенции. Ну, наверное, каждое государство исходит из своих реальностей. Республика Молдова имеет свои реальности. Бюджет, я думаю, всем знаком. Вы знаете цифры, которые заложены в бюджете. И, исходя из возможностей бюджета, было сделано все возможное. Господин вице-премьер-министр, спасибо большое. Вы начинали с предварительных итогов, с итогов за 9 месяцев по бюджету. А как обстоят дела с новым бюджетом? Уже скажите нам, когда он планируется голосовать его. Спасибо. На данном этапе Министерство финансов находится на фазе сбора информации от всех министерств и ведомств по предложениям бюджета на следующий год, на 2021 год. Срок был 19 октября. К сожалению, не все наши коллеги успели предоставить соответствующие предложения, поэтому срок был продлен до 25 октября. До 25 октября я уверен, что все предложения будут предоставлены. Дальше, в течение 2 недель, Министерство финансов делает свод всех предложений, и после этого начинаем уже двухсторонние переговоры с каждым министерством по поводу того, какие затраты являются приоритетными, а какие можно оптимизировать. После чего заканчивается данная фаза переговоров, составляется уже эскиз бюджета по доходам, расходам и дефициту, и уже принимаются и решения по другим проектам, в том числе инвестиционным и субсидированным, то, что какие возможности остаются на эти цели. Задача правительства в том, чтобы к концу ноября, во второй половине ноября, иметь уже проект закона о бюджете, утвержденным по крайней мере на уровне правительства. Это должен быть уже конкретный, четко сформулированный документ. Спасибо большое. Наверное, будем заканчивать уже. Спасибо вам огромное, господин вице-премьер-министр, за то, что приняли участие в работе пресс-клуба. Господин государственный секретарь, тоже вам огромное спасибо, что нашли время. Я надеюсь, что когда будет подготовлен государственный бюджет, мы тоже сможем встретиться и обсудить его. Спасибо вам большое. Спасибо всем участникам. Спасибо всем участникам. Спасибо, успехов.